Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Avem o știre importantă pentru voi. Un bătrân îmbrăcat cu straie roșie, cu barba albă și lungă, călare pe un cal alb, a fost văzut zilele acestea pe la munte. Pe unde a trecut, călărețul misterios a început să ningă. Apariția a fost investigată de specialiști, preoții și istorici și toți au ajuns la concluzia că ar fi nimeni altul decât Sfântul Nicolae, adică Moș Nicolae, cel care ne pune weekendul viitor dulciuri în ghetuțe. Asta dacă am fost cominți, pentru că știm că dacă am fost năzdrăvani, Moș Nicolae lasă în loc de dulciuri nuielușe. Legendele spun că Nicolae a salvat de la nec marinarea, a eliberat din închisori oameni nevinovați, dar și ei a pedepsit pe cei care nu erau cominți. Acum înțelegem de ce Moș Nicolae aduce fie dulciuri, fie nuielușe. Mai e puțin până pe 6 decembrie, așa că grăbiți-vă să faceți fapte bune ca să primiți în ghețuțe ceva bun. Peste 800.000 de români se numesc Nicolae sau Nicoleta, așa că le urăm și noi un colduros la mulți ani. Așa, și ar mai fi ceva. În caz că te uiți de acolo de sus, pe YouTube, la dicție.ro, Moș Nicolae, să știi că eu am fost cumințel și te rog să-mi aduci un cadou pe măsură. Numai bine, pe curând!